Introducerea cărților Bibliei după Biblic explicații, traducerea Cornelescu, cartea lui Neemia. Exilul babilonian a semnat actul de deces al limbii ebraice vechi. Poporul născut în robie vorbea limba aramaică. De aici s-au tras o seamă de dificultăți legate de educația religioasă. Cu unele dintre ele ne întâlnim în cartea Neemia. Titlul: Neemia a fost unul dintre evreii rămași în diasporă atunci când împăratul Cir a dat evreilor decretul de întoarcere în țara promisă. El a ocupat funcția de paharnic al împăratului Artaxerse, o poziție de onoare. Acest Artaxerse a avut-o ca mamă vitregă pe Estera, prințesa iudeică, care trăia fără îndoială în perioada de timp acoperită de această carte. Probabil că influența ei l-a ajutat pe Neemia să ocupe această funcție înaltă în ierarhie de la curtea împărătească. Autorul: fără nicio îndoială că părțile scrise la persoana întâia sunt scrise de Neemia însuși, de la capitolul 1 la 7 și de la capitolul 12 cu versetul 27 până la capitolul 13 cu versetul 31, care marchează și sfârșitul cărții. Restul poate fi ușor contribuția cărturarului Ezra, așa cum am arătat deja în introducerea făcută la cartea care poartă numele. Data: aproximativ în anul 430 înainte de Hristos, prima venire a lui Neemia la Ierusalim în luna Nisan, anul al 20-lea al împăratului Artaxerse. A fost stabilită de Societatea Astronomică Britanică că 14 martie 445 înainte de Hristos, a doua venire a lui Neemia la Ierusalim a avut loc în al 32-lea an al împăratului Artaxerse, ceea ce înseamnă anul 432 înainte de Hristos. Contextul istoric: așa cum am arătat, Neemia a sosit pentru prima dată la Ierusalim în anul 445 înainte de Hristos. Rămășița iudeilor întorși din robie se afla deja în țară de aproximativ 90 de ani. Zorobabel și generațiile lui muriseră între timp. În cei 90 de ani de viețuire în Israel, evreii reconstruiseră templul, e drept cu dimensiuni mult mai mici și mai modeste decât fosta construcție ridicată de Solomon. Întreaga lucrare durase numai 4 ani, 4 luni și 10 zile. Hagai 1 cu 15, Ezra 6 cu 15. După alți 60 de ani, a venit la Ierusalim și Ezra, însoțit de 2-3 mii de oameni, Ezra 8, 1 cu 14. Condițiile morale și spirituale în care trăiau evreii erau de plâns. Mai marii poporului, preoții, leviții și mulți din popor contractaseră căsătorii mixte cu femei din neamuri idolatre din jur. Chiar dacă nu a produs o întoarcere totală spre idolatrie, această condiție încuraja practicarea ei pe teritoriul Israelului. Mai mult, stricarea purității neamului punea în pericol însăși existența și rolul lui distinct în istorie. Nu este de mirare că Ezra s-a umplut de contestare și de mânie. Ezra 9 cu 3 până la 15. După alți 12 ani, s-a întors la Ierusalim Neemia. Zidurile cetății erau încă în ruină, iar poporul fără viziune și fără vlagă, departe de strălucirea care ar fi trebuit să-i încununeze destinul mesianic. Conținutul cărții: obiectivul vizitei lui Neemia a fost rezidirea zidurilor Ierusalimului. Am văzut cum cartea lui Ezra a fost împărțită în două secțiuni majore: refacerea templului și refacerea vieții în închinăciune. Cartea lui Neemia se împarte similar în refacerea zidurilor cetății, Neemia 1 până la 4, și restaurarea poporului în ascultarea și împlinirea legii, Neemia 7 până la 13. Cărturarul Ezra a fost ajutorul lui Neemia în lucrarea de explicare a legii către popor, Neemia capitolul 8, versetul 1 până la 18. Mesajul cărții: Neemia este un exemplu de dedicație și dăruire. El a fost gata să lase prestigiu și confortul de la curtea împăratului Artaxerse pentru a participa la reconstrucția materială, la restaurarea religioasă a poporului său. Neemia a realizat o lucrare monumentală într-un interval record de timp. Acest om a fost un geniu al administrației și organizării. Un studiu al metodelor folosite de el este un izvor de inspirație pentru conducătorii din toate timpurile. El a fost un om al rugăciunii, al credinței, al curajului și al acțiunii. Comentând viața lui Neemia, am putea spune: Doamne, fă-ne spiritual în întregime, dar lasă-ne plin de naturalețe
și mai ales spirit practic.